veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Continuăm studiul biblic cu o altă faptă a firii pământești. De data aceasta, hula, batjocura, este un domeniu vast, de aceea precizăm încă de la început că va fi cuprins în două lecții, pentru că în această categorie a hulei, a batjocurei, ceea ce ar putea să fie tradus prin alți termeni, ocară, injurie, ponegrire, calomnie, blasfemie, insultă, a-ți bate joc de cineva, a-l lua în râs. Termenii biblici care cuprind această categorie de păcate ar putea să fie potrivit cu textele care le-am amintit și de alte dăți, Marcu capitolul 7, ceea ce spunea Domnul Iisus, 7:22, hula, apoi în Romani capitolul 1, unde avem o altă listă vastă de păcate, avem în versetul 30, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, tot aici am inclus-o, și de asemenea, mai precizăm doar două texte, Efeseni, capitolul 4, în special versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste. Și 2 Timotei, capitolul 3, unde în versetul 2 scrie, printre altele, hulitori, iar în versetul 4, obraznici. Așadar, o categorie de păcate întâlnite frecvent printre oameni de-a lungul timpului și culminând în epoca noastră cu ceea ce scria Apostolul Petru în a doua sa epistolă, în capitolul 3, versetul 3, unde citim: să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri. Batjocuri au fost de-a lungul timpului, dar în vremea noastră, batjocoritorii au devenit plini de batjocuri. Și ceea ce este cumulat cu această batjocură, care vor trăi după poftele lor. Așadar, orice cuvânt ar fi din această gamă a batjocurii, fie că e vorba de ocară sau hulă, sau alt termen sub care o întâlnim, intră la ceea ce Iuda spunea în epistola sa, în versetul 15, că Domnul va veni și încă de la Enoch s-a prorocit că va veni să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și rețineți și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Vă amintiți, Domnul spunea în Matei capitolul 12 că oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, dar în mod special de cuvintele de ocară. Prin vorbă, prin cuvinte, oamenii păcătuiesc foarte frecvent. Dacă limba ne-o pocăim, sau cum spunea cineva că cel mai greu e de pocăit limba și porboneul, dacă limba reușim să ne-o punem la punct, să nu rostim cuvinte de hulă, de batjocură, sau dacă vă amintiți, mândria, trufia, în mod special se dovedește prin cuvinte, haideți să vedem câteva situații, câteva domenii în care se manifestă această trufie, această hulă, de fapt, această batjocură. Fie că se manifestă, așa cum spuneam, în domeniul vorbirii, fie că se manifeste doar în gând, la domeniul gândirii. Și aici ea este condamnabilă de Scripturi. Citim în Iov, capitolul 4, în timp ce Iov era sub încercarea sa, niște șoapte, Iov 4:16. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor: fiva omul fără de vină? Poate exista situația ca această hulă, această batjocură să nu exprimăm în cuvinte, să se manifeste doar la nivelul gândirii, dar și aici este o influență demonică, diavolul ne poate șopti
sau chiar și oamenii între ei, nu pe față pot să hulească pe cineva, dar pot în dos, pe ascuns, în șoaptă, în surdină, să aducă o injurie, o insultă la adresa altcuiva. Vă amintesc? Spuneau despre Domnul Iisus în Ioan capitolul 7, versetul 12, noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Și unii ziceau, este un om bun, dar alții, aceștia deja huleau, că spuneau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Și alții spuneau, și mai categoric decât aceasta, în 10 cu 21, nu sunt cuvinte de drăcit, dar alții, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Oamenii l-au hulit mai întâi pe Domnul în șoapte, pentru ca să ajungă apoi, citim în Evanghelia după Luca, în timp ce Domnul a fost răstignit, Luca 22, de la versetul 33, oamenii care îi păzeau pe Iisus, îl batjocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri, soldații, bătrânii, trecători și chiar unul dintre tâlhari. Omul nu ajunge dintr-o dată ca și un copil să înjure, să blasteme. El va începe să-și permite să gândească, va începe să-și dea drumul la niște vorbe aparent mai ușoare și apoi în timp va ajunge să hulească și să blasteme. Am notat trei domenii în care se manifestă această hulă, această batjocură. Mai întâi, în relațiile dintre oameni. Și aici, la rândul lor, avem iarăși trei domenii. Oamenii hulesc atât pe superiorii lor, în prim domeniu, pe semenii lor și pe inferiorii lor. Numai că în mod diferit. Nu totuna poți să batjocorești pe un comandant al tău, pe un șef, cum altfel vei batjocori pe un subaltern. Pentru cei superiori, Biblia avea norme încă din Vechiul Testament și citim în cartea Exodului, capitolul 22, versetul 28, unde este scris. Să nu hulești pe Dumnezeu și să nu blestem pe mai marele poporului tău. Încă de atunci și frecvent printre noi, oamenii își hulesc și batjocoresc conducătorii. Doresc noi să ne încadrăm la acest cuvânt și să nu o facem. Să recunoaștem că cei care sunt în frunte, fie că e vorba la școală, fie că e vorba în stat sau în orice alt domeniu economic, sunt rânduiți sau lăsați sau îngăduiți de Dumnezeu. De asemenea, o categorie de mai mari pe care oamenii hulesc ar putea să numim a fi părinții și Biblia ne spune în Exod 21:17, cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Mai mari ca și părinții nu sunt nici un oarecare conducător, pentru că și părinții au un merit deosebit în fața copiilor și trebuiesc potrivit poruncii a cincea cinstiți și respectați. Dar nu doar blestemele sunt o hulă la adresa părinților, pentru că citim în Marcu capitolul 7 despre relația dintre copii și părinți, unde stă scris în versetul 10, căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Deci nu doar să blasteme, ci și a grăi de rău, a vorbi de rău. Ori în vremea noastră, când copiii sunt plini de batjocuri, când expresii ca bătrânul sau ca altele la adresa părinților sunt la ordinea zilei, oare nu sunt acestea o hulă, o batjocură? Pedeapsa este trecută foarte categorică, să fie pedepsit cu moartea. Doresc ca Domnul să ne umple pe cei care mai avem părinți cu un respect față de ei. Până aceasta înțelegem că respectăm pe Dumnezeu și apoi pe părinți. Batjocura în raport cu semenii noștri. Spune Biblia, citim în Cartea Psalmilor, Psalmul 35, versetul 15. Citim și 14. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat ca de jalea unei mame, dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească. Batjocura dintre prieteni și dintre frați. Când ești la anaghie, atunci este și mai dureroasă și tot în psalmi, citim în psalmul 55, versetul 12, nu învrășmaș mă batjocorește, căci aș suferi,
Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, că-și m-aș ascunde, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Diavolul vrea să strecoare batjocura chiar printre frații care au fost frați cu adevărat și prieteni. Și aceasta este foarte strigător la cer, foarte josnic și foarte dureros. Doresc să nu ne prindă diavolul în asemenea ispite, ci să fim treji, să veghem și dimpotrivă să ne vorbim de bine. Și dacă chiar nu avem nimic dispus de bine, să tăcem și să nu vorbim de rău în batjocură pe frații noștri. Diavolul va găsi motive fel și fel. Poate știți și dumneavoastră și sigur știți, chiar la nivel de biserică, pe seama unuia cum vorbește, pe seama altuia cum se exprimă, pe seama limbajului, pe seama ținutei, pe seama mașinii sau știu lucrurilor care le are, găsește diavolul fel și fel de motive de batjocură. Și alții găsește și la adresa noastră. Pentru că nimeni nu este perfect din toate punctele de vedere. Dar oamenii hulesc chiar pe Dumnezeu care este desăvârșit. Apoi, în relația cu inferiorii noștri, cu subalternii, cu cei mai mici, citim în cartea Proverbelor, capitolul 14, versetul 31, unde este scris: cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său. Dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Ați bate joc de unul sărac, de un nenorocit, de un bătrân, de un handicapat. Este în același timp o hulă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îți bagi joc de o sculă, îți bagi joc și de meșterul care a făcut-o. Ori pe toți oamenii i-a zidit Dumnezeu, El este ziditorul tuturor lucrurilor. Deci este bine să ne abținem, mai degrabă dacă putem, să facem ceva bun. Discutam recent cu un frate, noi îi categorisim negativ pe preot și pe levit că au trecut pe alături și au lăsat pe samaritean lovit. Dar noi suntem mai răi ca ei uneori. Că ne abatem pe la el, nu să-l legăm, numai să-l judecăm, să-i dăm diagnosticul exact, verdictul, să analizăm cauzele și efectele, dar fără pic de alifie. Măcar să îl lăsăm în pace dacă nu putem să aducem vreun cuvânt de zidire, măcar nici să nu dărâmăm. Apoi, în relația cu Dumnezeu, cu lucrurile sfinte, oamenii hulesc. Citim acea poruncă a treia din Decalog, Exod capitolul 20, versetul 7, rețineți cât de categorică este. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului. A introduce numele Domnului în toate expresiile, a batjocori într-un fel sau altul lucrările Domnului sau pocăința. Spune Biblia în Iacov, în capitolul 2, versetul 7, despre unii în mod special bogați și care se cred mai mari într-un fel sau altul, nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Oamenii batjocoritori au ajuns să batjocorească chiar pe Dumnezeu, să ia în deșert numele Lui, să mintă, să înjure, să blasteme, să se jure. Sau chiar numai să batjocorească lucrurile sfinte, cuvintele din Scriptură. A batjocori pe Dumnezeu nu înseamnă numai a batjocori numele Lui și a-L înjura. Înseamnă a batjocori orice cuvânt din Scriptură, a-L lua în derâdere. Cuvântul lui Dumnezeu sau un cuvânt dat prin Duhul Sfânt, care știm că este din partea Domnului. Să nu uităm ceea ce spunea Apostolul Pavel în Galateni 6:7, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, oamenii pot să o facă, ci ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Apoi, Biblia ne spune că nici în relațiile cu Satan și cu spiritele rele nu avem dreptul să batjocorim, să hulim, ci să avem un oarecare respect, oarecare oficialitate. Citim în 2 Petru, capitolul 2, versetul 10, ca niște îndrăzneți și încăpățânați disprețuiesc stăpânirea și nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și în putere nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Și în Iuda, în completare citim, Iuda, versetul 9, arhanghelul, cea mai înaltă poziție îngerească, când se împotrivea diavolului, se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Deci îngerii și celelalte puteri, dregătorii,
mai pe sus de care a fost ridicat Domnul în urma jertfirii sale, au o slujbă, o funcție oarecare. Și chiar dacă în lume sunt păgâni, atei conducători și nu avem dreptul să-i hulim, la fel, nici aceste dregătorii demonice nu avem dreptul să le hulim și să le batjocorim, ci doar să spunem: Domnul să te mustre, înapoi a mea satanul, deci niște cuvinte de oficialitate cu un anumit respect în ele. Nu în sensul că respectăm pe diavol, ci în sensul că ne știm păstra buna cuvință și ne știm normele și legile sub care funcționăm. Haideți să analizăm acum care sunt cauzele, care este ispita prin care oamenii ajung să hulească. Câteva feluri de ispite. O primă categorie de ispite care duce pe oameni la hulă sunt câteva stări de păcate. Citim Proverbe 21:24. Din mândrie oamenii hulesc. Oamenii care se cred ceva, oamenii care se socotesc a fi cineva și suspuși. 21:24. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. Iau în derâdere pe cei mici și chiar uneori pe Dumnezeu. Și lucrează cu aprinderea îngânfării. Apoi, un alt păcat care provoacă hule este beția. Citim în Proverbe 20:1, vinul este batjocoritor. Un om cum s-a îmbătat, hulește și stăpâniri și divinitate și orice. Un alt păcat este nebunia. Atât nebunia, căci mintea, capacitatea mentală ți-e redusă, cât și nebunia păcatului. Când nu că nu pricepe și cade în groapă, nu că nu știe să scrie sau să citească, dar e nebun de păcat cât este în el. Citim tot în Proverbe 1:22, până când veți iubi prostia proștilor, până când vă va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urâ nebunii știința. Deci, din nebunie oamenii hulesc. Este o nebunie să hulești. Și în final, în cartea Apocalipsei, citim în capitolul 16, versetul 9, că oamenii sub plăgile care au venit din Apocalipsă, sub starea lor de păcate, ajunși când s-au umplut cupa nelejuirii, 16:9, și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste orgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. O altă ispită care ne poate împinge la hulă este diferite forme de încercare. În criză, la necaz, oamenii sunt tentați să hulească. Citim în Proverbe 30:8, unde omul lui Dumnezeu se ruga și spunea: depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul, și nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. În sărăcie sau în suferință, citim în Iov 36, versetul 18. Supărarea să nu te împingă la batjocură. Omul de foame, într-o criză sau într-o izbucnire a supărării, a mâniei, este împins să hulească pe semeni, pe mai mari, mai mici, pe Dumnezeu sau pe diavolul. Dar este scris aici, supărarea să nu te împingă până acolo. Și să știi să te oprești înainte de a ajunge în această ispită. O altă cauză și poate cea mai grea formă de hulă este păcatul cu voia. Păcatul cu voia este cea mai mare hulă. Citim în Numeri 15, versetul 30, ceea ce în Vechiul Testament scrie: dar dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voia, rețineți, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său. Și exact același lucru l-avem și în Noul Testament. Păcatul cu voia este considerat o hulă. Adică în mod intenționat îți bagi joc de cuvântul scris, îl încalci cu bună știință, cum făceau cei din timpul Domnului Iisus despre care citim în Matei 12, spuneau că scoate draci cu Belzebub, cu Domnul Dracilor, Matei 12:31. De aceea vă spun, orice păcat era iertat și în Vechiul Testament printr-o jertfă, păcatul cu voia nu. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, deci hulă din acestea obișnuite, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. Mai citim și un alt cuvânt din Evrei, capitolul 10, de la versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
ci doar așteptarea înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Rețineți ca dovada faptului că păcatul cu voi este o hulă și cea mai mare hulă și versetul următor, 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bat jocori pe Duhul Harului. În ceea ce știți, în ceea ce cunoaștem, să fim foarte atenți. Măcar că suntem sub har, nu mai suntem sub lege, ca un fir roșu străbate încă din Geneză până la Apocalipsă acest păcat cu voi, această hulă. Ca și efecte ale hulei, a batjocorilor, amintim patru lucruri. În primul rând, hula provoacă alte păcate, este provocată de păcate și provoacă alte păcate, fiind ca o verigă într-un lanț al păcătoșeniei. Citim în Proverbe 22:10, în mod special certurile se nasc de la hule, de la batjocuri, de la înjurături, de la înjosiri. Când cineva te-a ponegrit, ai motiv să începi o ceartă. 22:10. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Deci este ca o întreținere a certurilor, a neînțelegerilor și a problemelor câte derivă de aici. Gâlceavă, clevetire, pismă, bănuieli rele și toate celelalte lucruri. Apoi, ca un alt efect, este faptul că oamenii care hulesc nu pot să se pocăiască în această stare. Ei nu pot să asculte. Citim tot în Proverbe 13:1, un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Este ceea ce în Evanghelie cred că scrie senarul și mărgăritarea înaintea porcilor, nici lucrurile sfinte la câini. Unul care batjocorește nu se poate pocăi în starea asta. Până iei în derâdere lucrarea, până îți bați joc, până înjosești totul, nu te poți pocăi. Tot în Proverbe citim 15:12, batjocoritorul nu-i place să fie mustrat. Un om batjocoritor nu acceptă mustrarea. Ori îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și tot în Proverbe, întoarcem în urmă, în capitolul 9, versetul 7. Cine mustră pe un batjocoritor își trage dispreț. Că pe batjocoritor, dacă îl mustri, el te lovește în stilul lui, te disprețuiește. Și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Mustră pe înțelept și se face și mai înțelept. Un alt efect, un al treilea, este că prin starea noastră de păcate, numele Domnului ajunge să fie hulit. Prin aceste stări, indirect, mai provocăm o hulă în plus. Citim în Romani, capitolul 2, versetul 24, despre evrei și la fel de valabil despre creștini, dacă nu sunt creștini cu adevărat, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Și hula mai mare era dată de faptul că ei învățau să nu furi, versetul 21, și ei furau, ziceau să nu păcătuiești și ei păcătuiau. Avem un caz în Vechiul Testament când David a păcătuit în a doua carte a lui Samuel, capitolul 12, și i-a spus Nathan, cu ocazia faptei lui nelejuite, 2 Samuel 12:14, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească. Când noi păcătuim, indirect provocăm o hulă, ca un efect indirect, și oamenii hulesc. Ori ar trebui să fie inversul. Apostolul Petru ne spune în prima sa epistolă, în 2:12, să avem o purtare bună, pentru că în ceea ce neamurile ne vorbesc de rău, prin faptele noastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Deci, dintr-un noi, privind faptele noastre, ce se întâmplă în jur și în lume, suntem o pricină de păcat și este hulit numele Domnului? Sau suntem o pricină de laudă și din pricina noastră numele Domnului este slăvit? Un alt efect, cel mai categoric, este că această stare de păcate, hula, atrage fără excepție mânia Domnului și pedeapsa Lui. Să recitim acel verset din Exod 20, porunca a treia, versetul 7. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Cine hulește își va primi plata înapoi pentru hula care a adus-o, pentru ponegrirea care a adus-o, fie lucrării Domnului, fie oamenilor pocăiți sau nepocăiți, fie lui Dumnezeu sau fie îngerilor căzuți. Până aici, prezentarea hulei și a batjocurii. Ea este mult mai vastă. Orice cuvânt care nu-și are locul lui, ci este un dispreț, o ocară, se încadrează aici. Chiar dacă aparent este motivat,
Acum, în a doua parte, vreau să analizăm cum putem să eliminăm, să ne eliberăm, să ieșim din această stare. Toate aceste trepte, aceste etape, este important să fie reținute. Pentru că este ca și un labirint. Dacă am greșit undeva, am pierdut drumul. Noi suntem chemați, spunea Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 12, versetul 14, aceasta ca și principiu general, batjocura nu trebuie să ne fie nouă specifică, Romani 12 cu 14, binecuvântați chiar pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Noi am fost chemați la aceasta, ca să moștenim binecuvântarea, să binecuvântăm, să avem un cuvânt, Biblia spune în Efeseni, niciun cuvânt stricat, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Trei poziții sau trei etape, trei domenii de eliminare, mai întâi din viața personală cum am putea să o eliminăm, apoi cum am putea să o eliminăm din colectivitatea noastră, adică din familie, din biserică sau chiar din mediul social unde funcționăm, aceasta în măsura încât ne stă nouă în putere. Apoi, cum o va elimina Dumnezeu din univers, batjocura și hula? În primul rând, cum trebuie să o eliminăm din viața personală? Apostolul Pavel scria lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, că noi, într-un fel, am putea fi comparați cu niște vase într-o casă a Domnului sau într-o casă oarecare din lumea aceasta. Și într-o casă sunt vase de cinste și vase de ocară. Și citim în 2 Timotei 2 cu 20 și 1. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. În mod firesc, un vas care a fost de ocară nu mai poate să ajungă vas de cinste. Din potrivă, vasele se învechesc și chiar de la cinste ajung la ocară. Dar în mod spiritual, în casa Domnului, chiar dacă cineva a fost un vas de ocară și în el erau depozitate toate murdăriile lumii acesteia și în proșcan toate părțile, el poate fi curățit și sfințit ca din el să se facă, să devină un vas de cinste. Și în loc de blesteme să existe acum binecuvântări, în loc de dispreț să fie cuvinte de mângâiere și toate lucrurile să fie noi. Este cazul în acest timp de pocăință să ne sfințim, să ne curățim, dar cum spunea Domnul Iisus, curăță mai întâi partea dinăuntru a vasului și apoi și cealaltă va fi curățită. Să nu curățim ca și mormintele în afară flori și înăuntru o seminte. Deci curățirea trebuie să se facă dinăuntru către în afară. Mai întâi o curățire a inimii și a minții. Citim în Psalmul 62, versetul 4, despre unii oameni, da, ei pun la cale să-L doboare din înălțimea Lui, le place minciuna, cu gura binecuvântează, dar cu inima blastămă. Nu e o realizare dacă am reușit din gură să spunem pacea Domnului, dar înăuntru i-am declarat un război. În gură pace și în inimă sabie. Nu este bine, pentru că Domnul cunoaște această stare. Citim apoi în Eclesiast, capitolul 10, versetul 20, nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Deci nu numai că în absență, dar nici chiar în gând. Spunea Domnul Iisus în textul care l-am citit la început din Marcu 7, căci din inimă ies și din prisosul inimii vorbește gura. Noi avem înăuntru nostru ca și un depozit, ca un vas. Dacă acolo sunt batjocuri, hule, în minte de asemenea, din prisosul inimii vorbește gura. S-ar putea în fața unor oameni, în biserică, sau știu eu din ce împrejurări exterioare, să te abții și să nu hulești. Dar dacă înăuntru sunt, tot te vei scăpa și vei huli. Am cunoscut oameni care și în biserică, în timpul slujbei s-au scăpat, așa fiind puțin mai degajați, și au rostit cuvinte murdare. Pentru că ele erau înăuntru lor. Și această verificare înăuntru trebuie să fie foarte minuțioasă. Spunea cineva și este un adevăr. Și de multe ori scoate câte o vorbă, de dacă ne-ar fi întrebat cineva cu 10 minute în urmă că asta era, noi am fi tăgăduit. Dar atunci de unde am scos-o? Decât dinăuntru. Multă atenție, multă operație de spălare. Pe din afară, să zic o sticlă. Ce ușor o curez, nu? Ce ușor o speli, dar înăuntru, mai cu seamă când sunt anumite substanțe prinse pe ea, dar pe cum or fi prinse pe firea noastră, că păcatul așa o priză face la carnea asta păcătoasă. Câtă spălătură prin cuvântul Domnului, prin sângele Domnului Iisus trebuie să fie înăuntru tot mereu, prin această apă a cuvântului care să fie spălat interiorul, să fie curățit cugetul de faptele moarte, de faptele murdare. Ne pocăim, ne botezăm, dar nu se curățește mintea așa peste noapte.
Am citit despre un tânăr care s-a pocăit în timpul cel de-al doilea război mondial pe un vas marin unde erau mai mulți creștini, dar el înainte avea un vocabular foarte murdar. Tot la două, trei vorbe era o hulă, o murdărie. Și acum ziua se abținea, dar noaptea prin vis înjura cum nu lase Dumnezeu. Și puneau de gând, frate, sus, băi, dar ce se întâmplă? Și a trebuit să învețe luna rând, să învețe salpe de rost și cântări. El avea acest defect, noaptea vorbea. De acum noaptea el vorbea de asemenea, ca și înainte, de acum cânta și spunea psalm. Poate dacă am fi să vorbim și noi noaptea, ne-am putea depista mai ușor dacă mai avem hule pe interior sau nu, atunci când merge în gol mașinăria noastră, nu când o verificăm și regizăm toate cuvintele așa. Apoi, după ce am făcut această curățire a inimii, introducând acolo, strângând cuvânt, nu vor ieși afară, că inima nu poate să fie goală. Sau dacă e goală, e rău, dacă o găsește diavolul goală, că vine din nou și se instalează în ea. Trebuie de aceea strâns cuvântul în mintea noastră, trebuie meditat, că diavolul mergând pe stradă, urmărind un ziar, o revistă, îți aruncă o imagine murdară, de hulă, de dispreț. Și dacă nu tot timpul te alimentezi cu lucrurile bune, din nou vei redobândi acea stare păcătoasă și din nou se vor reinstala vechile păcate. Așa cum spune în Petru, acel porc care a uitat că a fost curățit și s-a tăvălit din nou în mocirla păcatului. De aceea cuvintele trebuie alese, gândirea trebuie cenzurată prin Duhul, orice gând răsturnat, apoi eliminarea totală, încât nicio batjocură să nu mai fie. Ne spune Isaia capitolul 58, unde este vorba despre post, versetul 9, atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Toate acestea trebuie îndepărtate. Ne spune Biblia că Domnul cât îndepărtează de mult păcatele de la noi, cât cerul de pământ. Cam așa ar trebui îndepărtate de la noi, cât cerul de pământ. Să fim cu o gândire în cer, gândind la lucrurile de sus, vorbind de expresii și cuvinte de sus, că suntem cetățeni în sus, și acestea îndepărtate de noi. Apoi, citim în Efeseni, în capitolul 4 și în capitolul 5, cum ar trebui să fie vocabularul nostru? 4 cu 29. Niciun cuvânt stricat. Cuvintele Domnului, ne spune psalmistul, că sunt lămurite, încercate, curățite, sunt aur. Aurul nu se strică. Dar cuvintele din lumea aceasta, câte sunt rele și murdare, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Și apoi, 5 cu 3, curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite, nici măcar să nu vorbim despre asemenea lucruri, să nu se audă rețineși nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care sunt o batjocră, o hulă, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Doamne, ajută-ne! Atunci este cazul, scria Coloseni 3:8, dar acum lăsați-vă de toate acestea și finalul este de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși. Rețineți această expresie, ele nu ies de la sine, capul deasupra, nu umblăm cu gura în jos, să curgă când vor. Dar v-ar putea ieși la o presiune mai mare, vă ies și nu știi cum le-ai scăpat. De-aia trebuie scoase dinăuntru, nu pus bine capacele, că ne sar toate siguranțele când este cazul. Ci eliminați dinăuntru. Chiar dacă cineva l-a apucat o mânie sfântă, neînțeleasă de unii, și atunci să nu găsim decât expresii biblice, chiar dacă pe diavolul ne supărăm și trebuie tot timpul să fim mâniați pe el, nu-l putem să-l înjurăm nici măcar pe diavolul. Sau să îl hulim cu vreo expresie de ocară. Aceasta din viața noastră personală. Aici trebuie să fie depusă poate cea mai mare parte din efortul nostru ca să eliminăm ocara și hula. Apoi din societate, din colectivitate, familie, biserică. Nu întoarce ocară pentru ocară, ca și un principiu. Citim în 1 Petru 3:9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Când cineva te hulește, nu întoarce același lucru. Dacă cineva iese dincolo de drum și tu ești dincoace, și el acolo are un teren plin cu pietre și dă cu pietre, dar la tine aici e grădină frumoasă și toate pietrele scurățate, poți da cu pietre după el? Eventual cu flori, dar poate nu merită să le rupi. Încă nu ar fi înflorit suficient. Deci, dacă nu ai o cară în tine, n-ai de unde să întorci.
Dar dacă este, atunci trebuie mare pază. De asemenea, în 2, cu 19, tot 1 Petru, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Și versetul 23, unde ni se spune despre Domnul Iisus, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Deci nu răspundea cu aceeași monedă. Și când era chinuit, nu amenința. A, poate spunem, eu nu răspund la fel, dar în gând. Sau, cum este acea expresie populară, că eu nu te înjur, dar te lovesc. Și apoi a continuat cu alte înjuri, știți? Deci oamenii doar se învârt, așa roată, dar tot acolo cad în aceeași ispită dacă înăuntru mai au asemenea lucruri. Apoi, ca să fie eliminată hula, batjocura, vorbele murdare, nu sta și nu accepta compania unor astfel de oameni. Spune Biblia 22:10, proverbe, l-am mai citit noi, dar alt aspect ne interesează. Izgonește pe batjocoritor, dă-l afară dacă ți-i incompetență, iar dacă nu, ieși tu afară. Neînțelegere și ocările vor înceta. Deci în compania batjocoritorilor nu pot înceta batjocurile, doar dacă sunt dați afară sau ieși tu afară. Apoi, este cazul uneori de disciplinare. Nu putem noi disciplina societatea. Dar dacă este vorba de un copil sau dacă cineva este patron, acolo zic că ar putea să-și disciplineze alea că angajații, mai cu seamă dacă sunt pocăiți. Cel puțin de față cu el sau în prezența lui să nu rostească asemenea injurii, batjocuri. Tot proverbe 19:29. Pedepsile sunt pregătite pentru batjocoritori. Deci este admis și așa ceva, bineînțeles nu să nu înțeleagă cineva greșit cum am putea să lovim pe cineva sau să recurgem la alte mijloace. 21:11. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept. Uneori, copiii, dacă vorbesc lucruri care nu le înțeleg, poate, sau se batjocoresc, la pedeapsă înțeleg. Și pentru oamenii mari pot exista pedepse pe talia lor, nu în sensul loviturilor, ci în sensul altor disciplinări. Știu eu ce rețineri sau pedepse, de o natură sau altă. În final, din univers va fi scoasă hula, dar aceasta de către Dumnezeu. Bineînțeles și prin noi, că nu va mai fi în noi. Și cum o face Dumnezeu aceasta? O face în două feluri. În primul rând, pedepsește pe cei care hulesc la gândul ca ei să se îndrepte. În Psalmul 2, versetul 4, citim că atunci când oamenii, când împărații vor să se răscoale și rostesc cuvinte grele la adresa lui Dumnezeu sau nu-i recunosc autoritatea, citim, cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, Proverbe 3:30 și 3:34. Blestemul Domnului este în casa celor răi. Când are de-a face cu cei batjocoritori, Domnul își bate joc de ei. Dumnezeu ne-o răsplătește celor în cauză cu aceeași batjocoră. Asta o poate face fie prin alți oameni, fie prin îngeri sau prin diferite mijloace naturale. Răsplătindu-le cu aceeași monedă, dar aceasta Dumnezeu poate face că lui aparține răzbunarea, nu nouă, asta cred că Domnul face ca ei să se trezească. Citim tot aceasta în Ieremia 24:9. Îi voi face de pomină, zice Domnul, o pricină de norocire, de ocară, de batjocură. De ce face Domnul așa? Pentru că ei mai întâi au păcătuit așa. Când Dumnezeu smerește pe cineva, îl face de batjocură, dar încă el este în viață. Este doar o pedepsire ca omul să se îndrepte, să-și revină. Pentru că dacă nu va accepta pocăința în această stare, va veni nimicirea finală, aceea pedeapsă. Amintim doar un verset, pentru că noi cunoaștem și nu ne îndoim de aceste lucruri. Acea listă din Romani 1 este încheiată cu cuvintele din versetul 32. Cei ce fac asemenea lucru sunt vrednici de moarte. Am arătat și pe rând, cine își hulește tata și mama, e vrednic de moarte. Cine ia în deșert numele Domnului, lucrarea lui. Cine hulește, păcătuiește cu voia. Toate acestea au ca sentință finală, moartea, cu care va fi eradicat răul din lumea aceasta. Care trebuie să fie poziția noastră față de batjocuri, față de hulă? Noi nu vom putea să o eliminăm totalmente. Ce să facem? În primul rând, să o acceptăm, adică în ce fel să o acceptăm? Să ne împăcăm cu gândul că ea va fi cât timp este diavol și oameni răi în lumea aceasta. Să nu ne pierdem cumpătul la gândul, dar cum îi mai suportă Dumnezeu, dar de ce îi mai lasă? Noi trebuie să o acceptăm într-o anumită măsură. Citim în 1 Petru 4:14, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi.
Deci nu neapărat trebuie să ne răsculăm și să dorim ca Dumnezeu să judece imediat. Uneori Dumnezeu chiar pe noi ne încearcă prin ocară. Și Domnul a fost batjocorit. Trebuie să stăm liniștiți, căci suntem fericiți dacă putem să stăm. Înseamnă că înăuntru nostru nu mai este ocară. Aceasta e proba supremă. Când ești ocărât, dacă nu poți răspunde cu ocări, înseamnă că înăuntru tu nu ai ocări, ci ai alte lucruri bune, binecuvântări. Nu doar să accepți, ci chiar să suferi este cazul uneori. Citim în Evrei 13:13, să ieșim dar afară din tabără și să suferim ocara lui. Ocara care ni se dă pe nedrept este ocara de a fi copii ai Domnului, de a fi pocăiți. Dar aceasta trebuie să o suferim alături de Domnul, să ieșim afară din tabără. Cum intrăm în tabără? Nu mai ne ocărăște nimeni. Că lumea iubește ce este al ei. Dacă am fi dintre ai lumii acesteia, n-ar avea nimeni treabă cu noi. Cum cântăm noi o cântare? Când la ce eu i-am slujit, nimeni n-a avut treabă cu mine. Dar de când încep să-ți plac ție, Doamne, nimănui necaz nu-i fac și toți nu mă au în plac. Batjocura începe urgent când a ieșit afară din tabără. E vizibil. Deodată cu pocăința, cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Pe timp de prigoană este martirajul. Pe timp de pace ne alegem cu ocara. Nu tot timpul. Oamenii au momente în care sunt treși și chiar ne cinstesc pentru meritele de a fi creștini și oameni drepți și neprihăniți. Dar în anumite momente când diavolul ispitește, ei ne ocărăsc. Atunci trebuie să tăcem. Că atunci diavolul vrea să ne încerce cu ciurul lui să vadă dacă nu suntem neghină de-a lui. Și când vede că nu suntem de-a lui, trebuie să ne lase în pace că n-are ce face. De asemenea, citim în Fapte, atât în capitolul 4, cât și în capitolul 5, ei au suferit câteva batjocuri din partea celor din neamul lor. Dar noi citim doar versetul 23 din capitolul 4. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la lor și le-au sterosit tot ce le spusesele preoți cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit de aceste lucruri, au ridicat glasul, s-au rugat și s-au bucurat, spune unul dintre versete, că au suferit pentru numele Domnului. Și ceea ce am putea noi și ar trebui să mai facem atunci când suntem ocărâți, când suntem batjocoriți, este ceea ce spunea Domnul Iisus în Luca capitolul 6, versetul 28, să ne rugăm. Aceasta au făcut cei dintâi creștini. Au acceptat, au suferit și s-au rugat. 6:28. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Aceasta putem să o facem, Doamne, ajută-ne. Încheiem amintind un verset din 2 Corinteni 7:12. Ni se spune printre altele în acest verset, nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara. Aș vrea să te întreb, cine ai fost până acum, omul care ai pricinuit ocara, care ai făcut-o, sau cel care ai suferit ocara? Ești cel care face ocara sau cel care o suferi? Cei care o suferă ocara sunt alături de Domnul și de biserica sa. Cei care fac ocara sunt alături de diavolul și de o biserică apostaziată în final. Doamne, dă-ne puterea să răbdăm, să suferim și să ne rugăm. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.